Slăvit să fie Domnul! Și Mireasa și Duhul spun, vino Doamne! Iubiții Domnului, mă gândeam în timp ce cântăm această cântare de faptul că Dumnezeu este sfâșiat între două iubiri. Mă gândesc de multe ori de ce întârzie Domnul să vină. Și apoi mi-aduc aminte că am rude care sunt nepocăite. Am vecini care sunt nepocăiți. Și Dumnezeu stă, se uită la ei și spune, de dragul lor mai întârzii. Apoi Dumnezeu vine la biserică, se uită la mireasă și zice, puțină, încă puțină vreme. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dumnezeu e sfârșit între două iubiri, iubirea de mireasă, iubirea pentru biserică care este mireasă și iubirea pentru cei ce încă nu l-au cunoscut. Dar într-o zi în inima lui va birui iubirea pentru mireasă și ne va lua acasă. Mărit să fie Dumnezeu nostru! Spunea cântarea aceasta că Dumnezeu vine la noi. Să știți că ceea ce îl face pe Dumnezeu să vină la noi este mulțumirea și binecuvântarea faptului de a te ști iubit. Câți dintre voi cred că astăzi de dimineață s-au trezit fiindcă a vrut Domnul? Să ridice o mână. Câți dintre voi credeți că ați pășit fiindcă Dumnezeu a vrut? Câți dintre voi credeți că Dumnezeu va feri de accidente? Numai săptămâna asta. Câți dintre voi credeți că ați mâncat pâinea, fiindcă v-a dat-o Dumnezeu? Să ridicați o mână. Aș vrea împreună cu echipa aceasta extraordinară, Dumnezeu să-i binecuvânteze, să cântăm o cântare. Motivul pentru care Dumnezeu vine la biserică este că găsește o biserică cu o inimă mulțumitoare. Și aș vrea să spunem în această seară, voi numai să dați tonul, voi nu cântați, numai dați tonul și apoi cântă biserica. Și fără instrumente, cântăm numai cu biserica. Vreau să-i spui lui Dumnezeu în această seară, de n-ai fi fost de partea noastră. A fi ca vântul, ca praful luat de vânt. A fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. Un Dumnezeu mare care ne iubește este în această seară cu noi. Un Dumnezeu care ți-a păzit copiii în această seară cu noi. Un Dumnezeu care ne-a promis veșnicia în această seară cu noi. Și orice pocăit, orice gură să mărturisească în această seară, de n-ai fi fost de partea noastră, ne-ar fi măturat valurile. Eram astăzi departe de tine, dar mulțumiri fi aduse acestui Dumnezeu mare, glorie Lui! Pentru îndurarea care ne-a dat-o. Bucurați-vă! Tatăl nostru și Dumnezeul nostru cu bucurie ne dă împărăția. Bucurați-vă și mulțumiți-i lui Dumnezeu și rugați-vă lui cu această cântare. De n-ai fi fost de partea noastră. De n-ai fi fost de partea noastră. Cântați, iubiții Domnului! Am fi ca praful luat de vânt. Am fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. Dar n-ai fi tu de partea. Cântă biserica. A fi ca praful luat de vânt. Îți mulțumim, Doamne. A fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. Noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim ție, Dumnezeu nostru. Nimeni, Doamne, mărturisește Domnului.
mulțumim. Iisuse, Tu ne-ai dat viață și toate Ție-ți datorăm. Și toate Ție-ți datorăm. Noi n-avem nici un merit, Tată. E harul Tău că există. Iisuse, Tu bate, Doamne, o inimă în noi și cât mai avem o răsuflare în pieptul acesta, Te vom lăuda, Doamne, și ne vom închina înaintea Ta, că eram morți și acum suntem vii, eram pierduți și acum suntem ai Tăi. A Ta să fie gloria, Împărat al împăraților și Domn al domnilor. E o seară, Doamne, Dumnezeul meu, în care vrem să Te onorăm, să Te cinstim. Fiecare pas pe care l-am făcut, Doamne, a fost un pas vegheat de Tine. Și dacă suntem în această seară în biserică, e harul Tău. Îți mulțumim că ne-ai dat o zi de îndurare. Am deschis ochii prin bunăvoința Ta, Doamne, și înțeleg că în ziua de astăzi, Doamne, am venit la biserică ca să mă fac mai bun, mai sfânt, mai drept, mai curat, mai iubitor de semeni, mai iubitor de cer. Binecuvântează-ne în această seară, Doamne, cum stăm. Sunt, Doamne, întrebări cu care am venit, dureri ale sufletului pe care nu ți le putem spune decât Ție. Vorbește în această seară cum voiești Tu. Lucrează în această seară cum voiești Tu. Coboară Tu, Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Și adu mângâiere celor nemângâiați. Adu speranță celor deznădăjduiți, dă putere celor slăbiți, înviorează pe cei cu inima tristă, Tată! Că n-am venit la un om, am venit la un Dumnezeu care își deschide mâna cu bucurie, am venit la un Dumnezeu care ne este Tată! De aceea Te rog în această seară, lucrează după bunăvoința Ta, după îndurarea Ta, Doamne! Întărește, Doamne, Dumnezeul meu și binecuvântează Tu! Îți mulțumim acum și în veci de veci! Amin. Iubiții Domnului, un singur verset să citim în această seară. Dumneavoastră care sunteți iubitori de Scriptură, să vă uitați la ceea ce va fi afișat, sau mai bine, dacă aveți Biblie, vă rog să urmăriți în Biblie ceea ce în Epistola către Evrei, în capitolul 12, la versetul 15, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, fie Apostolul Pavel, fie Apollo, scrie: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu,
pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să ocupați locurile. Eu n-am să vă spun în această seară cum se obișnuiește că mă bucur că sunt cu voi. Că dacă nu mă bucuram că sunt cu voi, nu veneam mii de kilometri. Și nădăjduiesc ca până la sfârșitul acestei săptămâni în care voi sta nu pe capul vostru, ci nădăjduiesc că în inimile voastre, nădăjduiesc ca dacă eu am făcut mii de kilometri, să călătoriți și voi câteva bănci până în față. Păi eu nu vă văd, oameni buni, nu vă văd ochii. Atât de departe sunteți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă până la sfârșit mă veți iubi, veți demonstra lucrul ăsta, călătorim câteva bănci. Greu lucru vă cer. Dumnezeu să vă ajute. Dar sigur, dar cum să zică cineva amin la lucrul ăsta? Aveți cum să ziceți amin? Că dacă ziceați amin, erați în față deja. Fiți binecuvântați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am rugat Domnului și am zis, Doamne, sunt pentru prima dată la această biserică și când vii prima dată, ți este greu să alegi un gând de la Domnul. Și am zis, trimite-mi un semn. Eu sunt penticostal și iubesc semnele puse înaintea Domnului. Și fratele Cornel, pastorul dumneavoastră, mi-a înmânat niște bilețele și atunci am știut ce trebuie să vorbesc în seara aceasta. Vă mărturisesc că aveam cel puțin trei gânduri pe care vroiam în această seară să vi le aduc și nu știam să aleg. Uite ce spune aici un bilețel. Rugăm biserica să se roage pentru fratele Marian din Pennsylvania. Doctorul i-a dat 8 luni să mai trăiască. Fratele acesta a fost greu încercat în urmă cu câteva luni când băiatul lui s-a înnecat. Familia trece prin mari încercări. Domnul să-l vindece. Vă rugăm frumos să aducem în rugăciune pe sora mea de corp din România care trece prin încercări. Domnul să se atingă de cauza ei și totodată de sufletul ei. O altă familie spune, suntem o familie din biserică și vă rugăm să ne așteptați în rugăciune. Diavolul a făcut mare tulburare în familia noastră. Cerem puterea Duhului Sfânt să nimicească planul vrășmașului. Și cerem ca Dumnezeu să reverse pacea Lui peste noi. Sunt vremuri, iubiții Domnului, în care sufletul omului poartă în el o mulțime de lucruri. Câteodată fețele noastre arată într-un fel. Zâmbim, ce faci frate? Bine frate. Ce faci soră? Bine soră. Dăm mâna cu oamenii, le spunem ceea ce putem spune. Dar numai noi știm și Dumnezeu din cer ce este aici în lăuntru nostru. E drept ce vă spun eu. Cu foarte puțină... Deci noi nu ne dăm pe mâna omului. Foarte greu spunem cuiva cu sinceritate ceea ce simțim. Cu foarte greu, mare greutate ne deschidem unii față de alții. De cele mai multe ori, deși suntem frați în Hristos și surori în Hristos, greu așa ne deschidem să spunem, bună oară să mă întâlnesc cu Cornel, l-am întrebat ce faci cu Cornel. Bine, mi-a zis el, dar putea să-mi spună la fel de bine, îs atât de obosit de nu mai știu de mine. Și ăsta era un adevăr, că se citește. Dar nu putem spune lucrul ăsta, că nu știu de ce nu-l spunem, nu știu ce fel de mentalitate avem noi, de nu putem vorbi unii cu alții lucrurile care cu adevărat ne frământă. În seara aceasta am ales un subiect care cred eu că ne va face în primul rând rău și apoi ne va face bine. Pentru că eu mă îngrozesc când întreb pe cineva ce cum a fost la biserică, că bine a fost la biserică, m-am simțit extraordinar. Mi-e groază de sentința asta. Eu vin la biserică și de fiecare dată mă simt rău. Pentru că Duhul Sfânt îmi spune Duhul Sfânt, ești tare rău, mă bărbatule, trebuie să te mai schimbi, ești tare nepocăit, trebuie să te rogi mai mult. Eu nu m-am simțit niciodată bine la biserică, în felul să mă simt bine. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că mereu când plec de aici, plec cu hotărâri sfinte și drepte. Eu n-am venit să mă simt bine la biserică, am venit să aflu adevărul și Dumnezeu să mă ajute în această seară. Un om al lui Dumnezeu, cât ați auzit de David? Mâna sus. Ei, credeți că eu nu știam că ați auzit de David? Am vrut să mai faceți puțin mișcare, să n-amărțiți. Să vă spun un lucru interesant pe care Biblia îl spune. În 1 Împărați, în capitolul 2, versetul 5 și 6, pe patul de moarte, acest om al lui Dumnezeu extraordinar de viteaz, un om al lui Dumnezeu care a făcut lucruri mari și pe care Dumnezeu l-a iubit. Iată ce spune acest om al lui Dumnezeu pe patul de moarte. Zice David în felul următor, nu lăsa, și se referă la Ioab, nu lăsa ca perii lui cei albi să se pogoare în pace în locuința morților. Ați auzit de versetul ăsta vreodată? Eu pot să mă mai plimb pe aici prin față. Dumnezeu să-L binecuvânteze. M-a întrebat cineva, frate, dar ce ai de te mai plimb prin față? De ce te tot plimbi? Am zis, n-am decât doi neuroni. Ca să se întâlnească, trebuie să mai merg. Sunteți tare departe. Eu aș tot coborâ la voi, pentru că la noi biserica e foarte aproape. La noi e foarte mare înghesuială pe primele rânduri, nu pe ultimele rânduri. Poate că
tot așa, bătându-vă la cap și la inimă, o să veniți și voi mai în față, așa? Măcar ochii să vii văd până plec. Bun. Ioab pe patul de moarte zice, nu lăsa ca perii lui ce alb să se coboare în pace în locuința morților. Față în față cu veșnicia, față în față cu întâlnirea cu Dumnezeu, tu pe patul de moarte să ai asemenea cuvinte, tulburare mare trebuie să fie fost în sufletul acestui om. Iubiții Domnului, am să vă spun în această seară că mulți oameni ai lui Dumnezeu poartă în inimă amărăciune. Am întâlnit această boală de-a lungul timpului în multe situații. Ce se întâmplase? Ioab, într-o împrejurare, n-a făcut ceea ce a spus David, a făcut invers. În ziua în care a murit Absalom, a intrat Ioab la el și a zis, dacă tu nu ieși afară să te arăți oamenilor, zice, eu zice, îmi dau demisia și tu o să fii de unul singur. Pur și simplu l-a forțat pe David să facă ceva împotriva voii lui. Tatăl, nu împăratul, vroia să jelească. Și Ioab nu l-a lăsat. Și i-a zis, tu te porți față de acest popor ca un vrăjmaș. Și așa de mult l-a durut lucrul ăsta pe David, că a purtat resentimente o viață întreagă. Mulți dintre noi, dacă ni s-ar pune pe ecran inima, am avea cicatrici o mulțime, din care probabil sunt răni create, o vorbă, anumite situații. E trist, e îngrozitor. Mă gândesc, pe patul de moarte aș vrea să mă uit spre Dumnezeu și să pot să spun, Doamne, Te-am iubit, îi iubesc pe toți, mărit să fie numele Tău, mă duc acasă liniștit. Să ajungi tu, un om al lui Dumnezeu, pe patul de moarte, să ai resentimente, să ai amărăciune. Dar cum se strâng asta în inima noastră? De unde vine lucrarea aceasta? Ce trebuie să facem noi? Vă întreb în această seară, iubiții Domnului, aveți în inima dumneavoastră anumite amărăciuni? Spuneți sincer înaintea Dumnezeu, că dacă nu aveți, mă duc jos și nu mai predic. Eu vorbesc foarte serios. Eu nu vreau să predic la scaune și bănci goale. Deci aveți în inima dumneavoastră răni pe care le-au creat timpul și oamenii. Spuneți da. Bun, atunci știu că trebuie să predic subiectul ăsta. Amin. Deci un om al lui Dumnezeu care pe patul de moarte, în loc să spună Domnul este păstorul meu, el zice să nu-l lași pe Ioab să coboare în pace în locuința mor. Perii lui ce al, doi moșneci, doi bătrâni pe patul de moarte, Ioab mai avea puțin și murea, care nu puteau să-și dea pace unul altuia. Ce e asta? Ciudat. Extraordinar ciudat. Am văzut oameni pe patul de moarte. Am avut o soră în biserică, o soră extraordinară. Totdeauna era prima la biserică, ultima pleca, ducea mâncare, s-a îmbolnăvit și vreo 3 luni de zile s-a chinuit să moară. A ajuns o scândură dintr-o femeie extraordinară, așa o femeie care avea viață în ea, o femeie a ajuns o scândură, nu putea să moară, agoniza. M-am dus într-o seară, pe la 11 am ajuns la dânsa și abia șoptit vorbeam cu ea, că nu mai putea să înțeleagă, nu mai putea să audă bine. Și am zis, soră, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu al bâșbâielii. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu aproximativ, că o fi, că o n-o fi. Dumnezeul nostru e da și amin. Și atunci am zis, soră, te rog în numele Domnului să-mi spui, ceva se întâmplă, soră. Deci, dacă Dumnezeu nu te-a vindecat, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu să chinuie. Pentru că Biblia spune, Dumnezeu nu mâhnește cu plăcere pe fiii oamenilor. Și a spus, ceva se întâmplă, dar trebuie să-mi spui mie ce se întâmplă. Spune-mi sincer, ai vreo supărare, s-a întâmplat ceva. Și îmi spune sora, frate, zice, aproape, deci își ureau lacrimile, cât mai putea să plângă. Acum 35 de ani, zice ea, m-am certat cu o soră. Și zice, eu am crezut că am iertat-o. Dar mi-am dat seama că eu n-am iertat-o. Și acum când stau pe patul de moarte, gata să mă duc la Dumnezeu, mă chinuie gândul acesta. Sora nu mai e în viață că eu să-i cer iertare. Și zice, eu nu mi-am dat seama că în inima mea am strâns o mulțime de amărăciune. Și acum în momentul acesta mă chinui. Și atunci i-am spus, în numele lui Iisus te întreb, ai iertat-o? Ești gata să poți să spui în această seară sângele lui Hristos să fie și peste ea și peste tine, peste relația voastră și peste amintirea aceasta? A zis, da, frate, din toată inima. Și am spus, în numele lui Iisus Hristos, cer puterea Duhului Sfânt să te elibereze. La 2 dimineața a trecut la Domnul. Să nu credeți că lucrul ăsta este un lucru de nimic. Să nu credeți că gândul acesta care ne bântuie, pacea pe care o dăm unii altora și nu e adevărată, privirile pe care nu le putem arunca unii altora, sunt lucruri ușoare înaintea lui Dumnezeu. Să nu credeți că la un moment dat un sentiment din ăsta care pătrunde în inimă înaintea Domnului este nimic. Dumnezeu se uită în lăuntru nostru. Dacă tu spui și ai spus de multe ori că Domnul se uită la inimă, atunci să-ți fie și bucurie, dar și cu tremur faptul ăsta. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu se uită la inimă. Și inima unui om al lui Dumnezeu trebuie să fie curată. Mărire fie adusă lui Dumnezeu. Și inima noastră trebuie să fie o inimă plină de iertare. Și inima noastră trebuie să fie o inimă care să semene cu al lui Iisus Hristos.
Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi. Și venim la biserică nu pentru ca să ne certăm, nu venim la biserică ca să nu ne mai putem saluta, nu venim la biserică să strângem în inima noastră supărări. Venim la biserică pentru ca să fim mai iubitori, slăvit să fie Dumnezeu. Deci noi nu trebuie să declarăm dragostea, noi trebuie să practicăm dragostea. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Iubiții Domnului, un poet creștin pe nume Stephen Crane, de aici de la dumneavoastră, de pe plaiurile dumneavoastră, de am și notat, zice în felul următor: în pustiu am dat peste o ființă golașă precum dobitoacele, chircită la pământ, cu inima în gheare, mâncându-și-o. Am vrut să știu, e bună, prietene? Amară-i. Amară-i tare, mi-a răspuns, dar îmi place de amară cei, pentru că inima mea. Amărăciunea, când intră în sufletul unui om, este o boală a sufletului extraordinar de grea. Amărăciunea te face să ai un fel de memorie ciudată. Primul lucru pe care îl afectează amărăciunea este memoria. O să vă dau un exemplu. 3 ani de zile să stai cu Iisus Hristos, 3 ani de zile să asiști la minunile Domnului Iisus Hristos și o singură împrejurare să fie de ajuns să schimbi inima. Iuda, în momentul în care a zis, dar de ce să se facă risipa asta? Mai bine, zice el, să se vândă acest mir adus de femeie și cu banii respectivi, zice, să binecuvântăm pe săraci. Duhul Sfânt a văzut că motivația inimii lui era una falsă, pentru că, spune Biblia, era hoț și lua ce se pune în pungă. Dar pe de o parte, în momentul în care Iisus Hristos s-a legat de el și a zis, de ce face supărare femeii? De ce face supărare femeii? În momentul acela s-a simțit insultat Iuda în fața celorlalți și inima lui s-a umplut de amărăciune. Și inima aceasta umplută de amărăciune afectează memoria într-un mod ciudat, pentru că în loc să-ți aduci aminte de cine-i Dumnezeu, de ce a făcut Dumnezeu pentru tine, să-ți aduci aminte de unde te-a scăpat Dumnezeu, tu nu mai scapi de amărăciune și de evenimentul care ți-a adus amărăciune. Toată ziua, bună ziua, revii la lucrurile acestea. Dar ce mi-a făcut mie? Dar cum s-a purtat cu mine în felul ăsta? De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? M-am dus pe tren cu 2 pocăiți. Dumnezeu să-i ajute și pe ei și să mă ajute și pe mine. Duceam la Suceava la o evangelizare, că asta e paradoxul, ciudățenia vieții noastre de pocăiți, la o evangelizare. Eram la începutul credinței mele, eu atunci eram numai juristul cultului și mă duceam la Suceava să le spun unor pocăiți care aveau o fabrică de pantofi cum să facă ei să plătească taxele într-un mod cinstit. Deci eu nu eram predicator, atunci eram numai un jurist. Și le-am dus și le-am spus, bă, fraților, ce să vă spun eu din lege? Plătiți taxele, amin, mare filozofie, bun. Și acești doi frați au început să vorbească. Vorbeau despre un al treilea. Erau 2 oameni amărâți sufletește. Și au început să vorbească, taca, 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 trenul. Cum merge osia pe tren, așa și e, taca, o oră. Au început să vorbească, de rău pe o a treia persoană. Eu am asistat prima dată, am fost puțin uimit, după care nu mi-a venit să cred urechilor. După o oră m-am înroșit la față, mi-era rău fizic. Eu cred că dracu intrase în compartiment acolo împreună cu ei și nu mai puteam să trăiesc, nu mai puteam să respir, parcă aveam o greutate în piept. O oră să vorbești o persoană de rău, dar așa de, cum se face, așa de divers. Să vorbești o persoană de rău, dar nu cu aceleași cuvinte, adjective după adjective. La un moment dat am ieșit din compartiment, m-am dus în alt compartiment, slăvit să fie Domnul, că nu era aglomerat, am deschis fereastra și am băgat capul acolo, zic să mă răcoresc. Nu mai puteam. Până am ajuns în Suceava, n-am mai intrat în compartiment. De ce? O inimă otrăvită. Când te uita la oamenii aceia, li se întâmplase o nedreptate. Poate că li s-a întâmplat o nedreptate, dar prieteni, nedreptățile sunt la tot pasul. Dar în momentul în care se întâmplă o nedreptate sau în momentul în care se întâmplă un eveniment care îți amărăște inima, noi nu trebuie să rămânem centrați pe evenimentul acela care să ne blocheze mintea și să ne blocheze memoria. Adu-ți aminte cât de mare este Dumnezeul tău. Rămân oamenii centrați, toată ziua, bună ziua, revin la evenimentul acela și mereu sunt blocați pe evenimentul acela. Și le pune satana, le dă o robă de judecător și le dă un ciocănel în mână, îi pune la prezidiu, pac, vinovat și ăsta, pac, vinovat și ăsta. Te faci un judecător al propriului tău. Păi măi iubiții Domnului, noi venim la biserică să fim pocăiți, nu să fim în completul de judecat. Eu am fost avocat 8 ani de zile și vă spun, nimeni dintre noi n-ar trebui să ia ciocănelul în mână să fie judecător, pentru că judecătorul este unul singur, Dumnezeu din cer. Să nu dați cu ciocănelul să spuneți, vinovat, 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 nu spuneți lucrul ăsta, pentru că Biblia spune, cu ce măsură măsori, cu ea se va măsura și ție. Mai bine spune așa, Doamne, mă rog ca mila să biruie judecata, că dacă mă măsori și pe mine după cum măsori eu altuia, ciudată memorie avem, pe alții vedem răi și pe noi ne vedem buni, altora nu le iertăm, pe noi ne iertăm, pentru noi Dumnezeu e bun, o, ce bun e Dumnezeu, cât privește pe alții, Dumnezeu să aibă milă de ei, frate.
Interesantă memorie avem noi, o ciudată memorie, pentru că în momentul în care ai amărăciune, mintea se distorsionează. În momentul acela nu realizezi un lucru. Iubiții Domnului, câți dintre voi vreți să fiți robii lui Dumnezeu? Mâna sus! Cu încredere, că nu vă spun lucruri reale. Câți dintre voi vreți să fiți robul omului? Câți vreți dintre voi să fiți robul omului? Vreau să știți că în momentul în care amărăciunea pune stăpânire pe inimă și te gândești mereu la omul acela, mă, ce mi-a făcut mie ăsta, mă? Tu devii robul lui, mă. Ăla doarme liniștit și sforă în pat și tu te învârți ca țâțâna pe ușă, spune Biblia. De ce? Că e amărăciunea în inima ta. Vă dați seama câtă robie. De ce să iei tu un lanț omenesc când Dumnezeu din cer ți-a dat aripi ca să zbori prin puterea Duhului Sfânt? Devii robul lui. Te gândești mereu la el, numai grija lui o ai, ce a mai zis, ce a mai făcut. Dacă cumva e unul care și predică, atunci gata. Îi cocktailul molotov făcut. Ești terminat în momentul acela. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să facem în această seară o distinție, dragii mei, între amărăciune și amărât. Că, de exemplu, nu totuna să fii un om amărât. Câți oameni amărâți n-am găsit eu? N-are un ban? Nu, se întâmplă să, într-o lună, să-ți fie greu. Nu-ți vine salariu, poate că ai o stare de sănătate și atunci spui, Doamne, sunt amărât. Ana era o femeie cu inima amărâtă, dar ea n-avea amărăciune. E diferență, pentru că care e diferența între amărăciune și amărât? Amărâtul este omul căruia îi se întâmplă ceva și care se duce. Pe când amărăciunea e evenimentul dincolo de care, dacă se întâmplă, ea rămâne. Nu-i totuna să fii amărât sau să fii un om cu amărăciune. Un om amărât, gata, s-a dus, s-a întâmplat, am fost bolnav, nu mai sunt. Mărire lui Dumnezeu. Dar amărăciunea pleacă aici și rămâne aici. E diferență? Când spui, Doamne, sufletul meu este amărât, Dumnezeu spune, amărâtule, am eu grijă de tine. Dar când ești un suflet plin de amărăciune, trebuie să spui, Doamne, am eu grijă de sufletul meu. Că tu nu mai ai ce faci dacă eu nu-ți permit să lucrez. E diferență? Ați băgat de seamă că e diferență. Domnul să vă binecuvânteze. Și ce am observat? Am observat că aveți un zâmbet frumos. Până acum vreo 5 minute nu zâmbeați, dar să știți că zâmbiți frumos. Și eu am vorbit cu fratele Cornel și a zis că e voie la biserică să zâmbești. Nu-i voie să râzi, dar să zâmbești e voie. Bun, slăviți să fie Domnul. Iubiții Domnului, mergem mai departe. În Plângeri 1 cu 4 spune felul următor. Drumurile Sionului sunt triste. Nimeni nu se mai duce la sărbătoare pentru că e plin de amărăciune. Ați băgat de seamă când se observă amărăciunea în sufletul unui om? Când e sărbătoare. Cei mai mulți oameni se sinucid în preajma sărbătorilor. Pentru că nu poți avea sărbătoare, indiferent de cât de frumos, cât de multe lumini, cât de aranjat ar fi. Ce să vă mai spun că aveți o biserică frumoasă, că e pleonasm. Și nici nu vreau să vă crească corne. Toată lumea vă laudă pentru biserica aceasta. Să vă lăudați cu Iisus Hristos, pentru că El e cel mai important. Nu vreau acum să vă măgulesc pe voi, să vă spun ce biserică aveți. Să aveți o biserică frumoasă, dar deja e pleonastic să mai spun lucrul ăsta. Însă ceea ce este important este următorul lucru. Oameni buni, faceți o sărbătoare din fiecare întâlnire cu Dumnezeu. Biblia spune că pe drumul Sionului trebuie să fie sărbătoare. Și sărbătoarea este a inimii. Este a inimii. Să știți că nu textura băncii vă dă vouă sărbătoarea. Nu aerul condiționat, nici ecranele, nu vă dă nici instrumentele, nu vă dau sărbătoarea, ci inima vă dă sărbătoarea. Cum să te mai bucuri tu? Pentru că sărbătoarea înseamnă o inimă bună. Și cei mai mulți oameni își dau seama în preajma sărbătorilor cât de nefericiți sunt ei. De ce? Pentru că este inima plină de amărăciune. Dar Dumnezeu să ne ajute. Și în această seară, în foarte scurte cuvinte, deși eu i-am spus fratelui Avram și vă spun și vouă, eu sunt din Moldova. Eu sunt de-a Lucreangă. La noi, za mai lungă. Să înțeles voi ideea asta. Deci, eu nu știu să predic. Eu habar n-am să predic, eu nu mai știu să povestesc și eu n-am predic, eu am mesaje. La mine mesajul, când e gata, e gata. Adică, dacă voi ați primit o telegramă și în telegrama spune frate Vasile, stop, eu sunt fratele Dragoș, stop, vreau să-ți trimit 1 milion, stop, adresa ta este și să întrerupă, pleacă acasă. Ce ați spune? Frate, dar mai stai, scriem, așa și cu Dumnezeu, păi când e stop, e stop, când e amin, e amin, amin? Bun, voi ați zis-o, să nu mințiți. Domnul să vă binecuvânteze. Cu ce se hrănește? Asta vreau să vă mai întâi de toate să stăm în seara asta. Amintesc că e o stare de studiu, așa e? În seara aceasta trebuia să vorbim despre răscoala lui Absalom. N-am avut timp la dispoziție, că am vrut să o pregătesc. Dar, bun, dar era un început cam greu în biserică să vin eu cu răscoala lui Absalom. Cine știe ce mai interpretați voi pe aici? Bun, în primul rând aș vrea să vă spun cum apare această amărăciune. Cum apare, cum se hrănește, pentru că ea se hrănește. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, dragii mei, este nedreptatea. Vă rog să subliniați cu 3 linii, cu ce vreți voi. Nedreptatea. Și o să vă dau un episod biblic extraordinar de pilduitor, de semnificativ, are o forță exemplificativă deosebit de mare. Și anume, în Geneza se spune, și citiți voi, 28-29, că
Sfătuit de mama sa, Iacov s-a dus la tatăl său Isaac, s-a prefăcut că este Esau și i-a furat binecuvântarea. În momentul în care s-a întors Esau acasă, spune cuvântul lui Dumnezeu că cu strigăte, cu lacrimi mari, plin de amărăciune, a zis: Tată, pentru mine nu mai este nicio binecuvântare. Citiți, plin de amărăciune, sublinează Biblia. Spune, nu mai este pentru mine nicio binecuvântare. Și tatăl său i-a zis, nu mai este nicio binecuvântare. Și de aici pleacă un întreg eșafodaj. În momentul acela, rănit de nedreptatea care i s-a făcut, în momentul acela Esau nu mai are decât foarte puține șanse să schimbe viața. Pentru că primul gând care îi vine lui în minte în momentul în care este cu inima amărâtă este răzbunarea. Zice, oare ce-o doare pe tata mai tare și ce-o doare pe mama mai tare? Și pe mama și pe tata spune Biblia că îi dureau foarte tare faptul că el s-a căsătorit cu femei străine. Și a zis, până acum am fost căsătorit cu o femeie străină, îmi am iau încă două. Pentru că amărăciunea te face un om răzbunător. În momentul în care ai inima plină de răzbunare, în loc să faci lucrarea lui Dumnezeu din bucurie, o faci din ambiție. În loc să faci lucrurile lui Dumnezeu ca unul care împlinește voia celui de sus, o faci pentru că vrei să dai peste nas aproape lui tău. Toate lucrurile acestea au la bază amărăciunea. O inimă amărâtă, o inimă care este cu amărăciune, va căuta întotdeauna răzbunarea. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu, tot eșafodajul acesta psihic, care este mai întâi nedreptate, după care vine suferința, că plângea, după suferință vine amărăciunea, după amărăciune ura, apoi răzbunarea, răzvrătirea și în cele din urmă uciderea. Pentru că știți ce a spus la un moment dat Esau? Zice, zilele de boget pentru tatăl meu sunt pe sfârșite. Apoi pune o mână pe Iacov și termin și cu el. Omorul. Noi nu-i mai omorâm pe oameni, noi nu putem să-i omorâm pe oameni, ferească Dumnezeu. Noi nu putem să ucidem pe oameni, că știm că e păcat. Dar când tu stai cu spatele la el, nu-l ucizi într-un fel. Când el trece pe lângă tine și tu, într-un mod ostentativ, o faci pe soldat și te întorci pe călcâie. În momentul acela, tu nu ești un om care ucizi. Dar oare indiferența nu este un fel de a ucide pe aproapele tău? Oare lipsa aceasta de deschidere nu e un fel de ne ucide unii pe alții? E biserica lui Iisus Hristos, mărire Domnului, în care trebuie să fie lumina feței sale, mărire lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim copiii lui Dumnezeu, gata să ne uităm unii la alții, gata să ne privim față în față. Dumnezeu nostru nu ne caută spatele, Dumnezeu ne caută fața. Și Dumnezeu vrea să stea, așa spune Biblia, să lumineze cu lumina feței sale față în față, mărire lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, vedeți dumneavoastră, amărăciunea creată de către Isaac și Rebeca a dus la amărăciunea lui Esau, care la rândul lui a dus la amărăciunea mamei și a tatălui. Că uitați ce spune Biblia în Geneza 26 cu 35. Spune în felul următor că faptul că la un moment dat s-a căsătorit Esau cu cele două au fost o pricină de mare amărăciune pentru familie. Pentru că este un lanț. Eu sunt cu o inimă plină de amărăciune și nu mai pot să te privesc în față. La rândul tău, tu te socoți un om care eu nu-ți mai te bag în seamă, te umpli de amărăciune și uite, așa se creează un lanț, se creează un lanț, se creează un lanț și ajunge la un moment dat că asta e ca un virus, o contaminare, ca o lepră a sufletului. Cineva trebuie să se ridice și să spună, trăiască Domnul, Iisus Hristos să mă vindece pe mine. Cineva trebuie să facă un pas, cineva trebuie să întindă o mână, cineva trebuie să facă o rugăciune, cineva trebuie să schimbe viața. Știi cine este acela? Eu, mărire Domnului. Nu-i frumos lucrul ăsta? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Compromisul, o altă cauză a amărăciunii. La un moment dat vine Iacov în ținutul acesta al lui Laban și când a venit Iacov, Iacov avea maniere. Mă aud băieți în seara asta ce spun eu? Iacov avea maniere, adică era un om politicos. El când s-a întâlnit cu fata, el când s-a întâlnit cu Rahela, el nu a citat din Psalmul 23, el nu i-a spus despre Isaia, că nici nu era pe vremea ce a scris, el i-a dat apă la animale. El, când a fost evangelizare, a deschis ușa bisericii și a spus, poftiți, vă rog, în casa Domnului. S-a ridicat când n-a fost loc și a zis, vă rog, poftiți, stați dumneavoastră, politețea. Și în momentul acela, Leia s-a îndrăgostit de el. S-a uitat la ea și a zis, mă, nu-i cinstit, că ăsta nu mă iubește pe mine, zice Leia. El o iubește pe sora mea, dar știți cum sunt visele? Întotdeauna noi avem realizări de tip S și visele noastre sunt XL. Ați băgat de seamă lucrul ăsta? Noi nu ne cântărim bine în viața asta. Și Lea a zis, mă, n-ar fi bine să mă duc să mă prefac, n-ar fi bine, zicea, să fac compromisul ăsta. Dar mintea a spus una și inima a făcut altceva. Și s-a dus. Toată viața ei a stat după el cu inima amărât. Amărâtă Lea a născut primul băiat.
Și zice, Domnul a văzut că Lea nu era iubită, după care Domnul a auzit că Lea nu era iubită. Și la sfârșit, când naște al patrulea copil, zice Lea, nu mai am nicio speranță, pe ăsta îl numesc Iuda, lăudat să fie Domnul, că eu mi-am luat adio de la bărbatul meu, de acum rămân doar cu Dumnezeu. Dar de ce? Dumnezeu ar fi vrut să fie ea o ființă amărâtă, cu amărăciune? Nu, dar eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, când mințiți, voi credeți că o să fiți fericiți? Când faceți compromis, știți care e prețul? Aici, în inima noastră, intră o amărăciune puternică. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, vă spun un lucru. Păziți-vă inima, că din ea țâșnesc izvoarele vieții. Mai mult decât orice, compromisul îți va aduce o amărăciune extraordinară. Vreți să vă spun în această seară de ce mă simt în largul meu? Vreți să vă spun de ce am călătorit 24 de ore fără nicio emoție? Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos și vă rog, luați-o în smerenie. Mă simt liber cu Iisus Hristos. Îl iubesc și sunt iubit. Și știu că am un Dumnezeu bun. Și mă feresc în fiecare zi cât pot de păcat. Cât îmi ajută mie Dumnezeu, atât mă feresc. Și pentru asta stau înaintea lui Dumnezeu și nu mi-e teamă de om. Mi-e teamă doar de Dumnezeul meu din cer. Și pot să fiu ceea ce sunt, pentru că știu că în inima mea este un Dumnezeu care mă iubește. Și știu că mă feresc de păcat și nu fac păcat cu voia. Puteți spune lucrul ăsta și trebuie să spuneți. Că nu trebuie să spunem toată viața, Dumnezeu știe. Știi și tu dacă ești bine cu Dumnezeu. Nu faceți compromis și veți trăi bine. Ați auzit voi tinerilor care sunteți obosiți. Obosiți sunteți la 18 ani și amărâți în inima voastră. Cea mai multă oboseală în inima noastră, cele mai multe spaime le avem din pricina păcatului, prieteni. Păcatul ne nimicește sufletul și ne aduce o amărăciune teribilă. Pot să stau în fața lui Dumnezeu să spun, nu știu ce va fi mâine, dar știu că tu ești la cârma vieții mele. Mărire lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, acum și în veci de veci. E important să nu facem acest compromis. Pe de altă parte, dragii mei, o viață trăită de compromis, o viață trăită de nedreptate, va împiedica oamenii să se mântuiască. Vreau să vă spun că am fost într-o localitate și în localitatea respectivă, aproape 30 de oameni s-au întors la Dumnezeu pe ulițele satului. Eu când m-am pocăit, eu n-am știut de Amvon. Deci eu nu sunt familiarizat cu Amvon, de-aia mă și plimb. Deci eu nu știu, Amvonul, oricum să știți că de la evrei l-avem, nu de la Hristos. Este din sinagogă, reminiscență iudaică. Să știți că Amvonul nu este de la biserica primară. Biserica primară se întâlnea în peșteri, se întâlnea și fără Amvon. Se urca Petru pe un bolovan și oamenii se strângeau în jurul lui. Mare predică, mare Amvon. Nu, nici sonor n-avea. Dar așa eram în biserica primară. Dacă vrem să fim apostolici, atunci ca să știți. Bun, am încheiat paranteza. Mergeam în satele respective și de dimineață plecam. Să vedeți ce mare evangelizare făceam noi. Mergeam cu 20 de tineri și unde vedeam și noi două măicuțe, ne opream la poartă pe la 9 dimineața, duminică, și întrebam, zic, măicuțelor, știți ce zi e astăzi? Da, zice, e Sfânta Duminică. Și zic, și n-ați ajuns la biserică? Nu, zice, că suntem bătrâne și ne dor șalele și nu putem, că avem reumatism, fiecare cum zicea. Și am zis, dar să știți că Sfânta Biserică a venit la dumneavoastră. Da, da, vreți să vă cântăm o cântare de la biserică? Dar cum ziceau ele? Și noi cântam, noi vestim anul de har al Domnului, noi vestim un timp de binecuvântări. Cântați, maică, spuneau, cântați în continuare. Mai cântam încă o cântare. Și după ce spuneau, dar ce frumos cântați voi, mă, dar n-am auzit cântarea asta, ce biserică sunteți voi? Biserica Domnului, ziceam noi. Și ziceau ele, nu mai cântați o cântare. Nu, după amiază. După amiază veniți la ora 5. Dacă nu puteți, vă aducem noi. Mai luați ceva vecini, că noi cântăm după amiază. Mare evanghelizare. 30 s-au pocăit, 30 de oameni. Când au ajuns la biserică, Unii dintre ei au spus, zis, noi ne-am pocăit. Dar ziceau ei, totuși să spuneți și prezbiterului, că era un prezbiter, să se pocăiască, cum ziceți voi, că ăsta se ceartă cu jumătate de sat pentru o bucată de pământ. Oameni care s-au compromis. Ce evanghelie să mai predici când tu nu ești în stare să schivernisești bine viața ta și casa ta? Dumneavoastră credeți că oamenii se pocăiesc pentru că cineva de aici de la Amvon spune niște cuvinte? Să știți că adevăratul mesaj al lui Dumnezeu este Biblie plus viața predicatorului. Nu doar Biblie. Cât de bine îi știi. Adevăratul mesaj înseamnă mesager plus mesaj. Nu doar unul singur, nu doar mesager fără Biblie, nu doar Biblie fără mesager, ci împreună, mărit să fie Domnul. Că oamenii se uită la viața ta, oamenii se uită la faptele tale și așa se pocăiesc. Ca oamenii văzând faptele voastre bune, să-L laude pe Dumnezeu. Amin! Iubiții Domnului, batjocora spune plângeri 3 cu 15 și 16, am ajuns de râsul poporului, toată ziua sunt pus în cânteci de batjocuri de ei, m-am săturat de amărăciune, spune prorocul. Păi cred și eu, iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, păziți-vă bine gura,
Să nu rostiți un cuvânt dincolo de care fratele nostru să fie jignit, un cuvânt de ocară, un cuvânt de batjocoră. Cu atât multă ușurință ne ies cuvinte pe gură, în loc să ne iasă un cuvânt de binecuvântare, ne iese un cuvânt care le jignește pe fratele nostru. Vreau să știți că un om care este batjocorit cu greu mai găsește calea spre Dumnezeu. Vreau să știți că ocara aceasta aduce în inimă o durere extraordinară. Eram în facultate și cea care avea să devină mie soție, Dumnezeu să mă binecuvânteze și pe mine și pe ea că ne-am luat, avea un alt băiat care o plăcea. Și parcă mi s-a părut mie că era mai aproape ea de el decât era de mine. Și ăla îmi zice mie, zice, băi, te uiți, zice mine, soție mea, te uiți la ăla care are față de scoică. Eu aveam față de scoică. Când m-am dus acasă, m-am uitat în oglindă. Știi ce mi s-a părut? Mi s-a părut că am față de scoică, care dreptate. Deci deodată am văzut, eu până atunci credeam că sunt om. Dar deodată am văzut că am față de scoică și m-am speriat și am zis, mă, ăsta are dreptate. Uitați-vă că au trecut 20 de ani de când m-am luat cu soția mea, am copii, mulțumesc și dumneavoastră să vă trăiască, și tot n-am uitat de lucrul ăsta, 20 de ani și tot n-am uitat. N-am uitat că omul acesta mi-a zis față de scoică. Oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți în seara asta ce vă spun. Nu zi, prietene, domnule, eu fac o ironie. Nu zi ironie, spune ce spune Biblia, batjocoră. Biblia nu spune că ne ironizăm unii pe alții, spune Biblia că ne ocărâm unii pe alții. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, n-aveți o vorbă bună de spus, țineți-vă gura închis, mult mai bine este. Când tăceți, puteți părea chiar deștepți. Deci e mult mai bine să taci, că și omul care n-are multă minte, când tace, trece înțelept. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne dea și darul tăcerii, nu-i bun și darul ăsta. Când ai ceva de spus, taci. Cel mai bun, dar nu spune un cuvânt din ăsta care să jignească. Dumneavoastră știți că sunt oameni care nu se pot închina, pentru că își aduc aminte de cuvinte, de ocară care au fost spus. Dar ce zice mama despre mine, mă? Vin în biserica Domnului și ăla mă ocărește. Vreau să vă mai dau un exemplu, n-am să uit toată viața mea. Mă sună cineva dintr-un anumit loc, nu pot să spun prea multe ca să nu aveți în vedere oameni, să aveți în vedere principiul, nu oamenii. Voi nu se căutați ca ăla, zice, mare rău mi-a făcut și Alexandru Căldăraru și toți interpretatorii Bibliei se tot chinuie să vadă ce rău i-a făcut, nu contează ce rău i-a făcut, contează că el a adăugat și a spus, Dumnezeu să nu-i țină în seamă păcatul. Ăsta e versetul frumos din întâmplarea asta, înțeles? Finalul, nu ci păcat a făcut Alexandru. Bun, am închis paranteza. Îmi zice cineva, zice, frate Florin, zice, eu sunt vecin de birou cu cineva. Zice, domnule, n-am auzit în viața mea ce te-a porcăit omul ăla. Deci de urte a vorbit despre dumneata ceva incredibil. M-a făcut agramat, că nu știu să vorbesc corect. Și acum chiar m-a supărat. Un om cu 3 facultăți, am zis, mă, chiar nu știi să vorbesc corect, mă? Poate că mă mai grăbesc eu în timpul predicii, dar cum adică eu nu știu să... Mă, tot felul m-a făcut. Și întâmplarea face că mă duceam exact spre biroul acela. Ați înțeles? Și când am ajuns în instituție, cu cine credeți că dau ochi prima dată? Cu el. Ăla de mă făcuse în toate felurile. Wow, zice el, frate Florin, Dumnezeu să te binecuvânteze, de ce dor mi-a fost de tine. Eu am zis, Doamne, iartă-ne că suntem de spitalul nou. De spitalul nou, voi oameni buni. Deci m-am uitat și nu mi-a venit crede ochilor. Am zis, cum? Deci eu știam că cu 2000 de mai înainte, sora mă sunase să-mi spună ce am auzit vorbind despre tine, extraordinar. Și acum plin de dragoste, m-a văzut și a zis, Domnul este bine. Deci oameni buni, vă rog în numele Domnului Iisus, nu opriți calea la mântuirea unui om. Oameni cu două fețe, ai ceva de spus? Spune-i, frate, poate m-ai văzut în ultima perioadă că nu sunt la fel de bucuros. Uite, am auzit o vorbă. Dumnezeu, bineînțeles că l-am luat pe fratele și am spus, frate, pentru mântuirea dumitale și de dragul și pentru demnitatea pe care o am înaintea Dumnezeu, vreau să spun că cineva te-a auzit vorbind despre mine în felul acesta. Nu-i niciun lucru rău că mi-ai spus că sunt agramat, că poate o-i fi. Numai te rog, nu fii fals. Ține-o pe aia dumitale. Dacă sunt, nu-s bun de nimic, bun de nimic sunt și când mă vezi. Nu acum când mă vezi, wow, ce dori s-a făcut. Ați înțeles? Dumnezeu să ne ajute. Batjocora e un lucru care rănește extraordinar de mult. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântați-vă unii pe alții. Mângâiați-vă unii pe alții. Și v-am spus, dacă n-aveți o vorbă bună, spune, frate, tac. Și tăcerea e grăitoare. Nu? Asuprirea, Exod 1 cu 14. Le-a făcut viața amară, spune Biblia, prin lucrări grele, fără niciun pic de milă. A zis, aha, sunteți nemulțumiți, las că vă dau mai greu de atâta. Câți dintre voi sunteți patroni, mâna sus? Aha, deci o biserică fără patroni. Bun.
Dumnezeu să nu vă țină în seamă ipocrizia din seara asta, ca să nu se certe Dumnezeu cu voi. Câți dintre voi aveți măcar în subordinea voastră doi oameni, mâna sus? Așa, fraților, Dumnezeu vă binecuvânteze, cinstiți. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. Când asupriți pe aproapele vostru, voi predicați o altfel de Evanghelie, nu a Domnului Iisus. Sunt foarte mulți oameni, deci eu am fost avocat 8 ani de zile, după care am venit juristul cultului penticostal, mai bine de 3 ani de zile. Și astăzi mă ocup în biserici cu lucrurile acestea, mă duc acolo unde e cazul. Nu mai sunt juristul cultului penticostal cu stat de plată, dar la nivelul acesta al sfatului, că dacă Dumnezeu ți-a dat o meserie, trebuie să-i ajuți pe frați. Dumneavoastră știți câte povești am auzit eu despre nedreptăți făcute? Dumneavoastră știți câte lucruri am auzit despre oameni care au fost jigniți și au zis, cum măi? Ăsta-i fratele meu. Păi numai zilele acestea îmi spunea cineva că a făcut o muncă și la sfârșit i-a zis respectivul, zice, nu te plătesc. Sănătate. Păi cum sănătate dacă nu mă plătești? Cum sănătate? Ați înțeles? Păi dacă aveți pe cineva, eu am de 15 ani mă ocup de copiii străzii, 230 de copii de care mă ocup. Sunt 35 de pocăiți pe care lucrează pentru acești copii în orfelinate, în toate lucrurile respective. Eu le-am spus niciodată să nu spuneți mie șeful, niciodată să nu spuneți mie director, mie să-mi spuneți fratele vostru. Ori de câte ori mă duc acolo, știți cum este? Mi se înviorează sufletul, pentru că citești în ochii oamenilor cine ești tu. Trebuie să fii un om cinstit cu frații tăi, trebuie să fii un om să dai cu dreptul ceea ce este cu dreptul. Biblia spune, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Păi dacă ești patron, Dumnezeu te-a binecuvântat, fii cinstit cu frații tăi, plătește-le la timp, ține-te de cuvânt. Păi să auzim vorbile astea, nu frate, nu, zice, nu. Nu, decât să îmi pună parchet un pocăit, mai bine mă duc și mi-l pune cineva din lume. Păi vai și amar, ce evanghelie mai predicăm noi? De ce să mai vină oamenii la biserică? De ce? De ce să mai vină oamenii la biserică? Acolo unde te-a pus Dumnezeu pe tine, trebuie să fii un om integru, aleluia, un om care să fii cinstit cu aproapele tău și oamenii să zică, vin la biserică pentru că am lucrat la patronul ăsta, Dumnezeu, n-am văzut pâine caldă, om ca el n-am găsit. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să ne ajute. Puteți spune amin. Dar nu cu gândul la altul, cu gândul la voi. Invidia, Iacov 3 cu 14, aveți în voi pisma mare, spune Biblia. Invidioși, sunt foarte mulți dintre noi, mai oameni buni, eu nu pot să înțeleg invidia asta la creștini. Vă spun de ce. Păi, dacă tu vrei să fii ca Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu te face Pavel. Dacă vrei să fii ca Petru, Dumnezeu te face Petru. În casa lui Dumnezeu, ce vrei tu să fii, aceea poți să fii. Vrei să fii un om plin de putere, roagă-te și Duhul Sfânt îți dă putere. Dar nu trebuie să ne certăm, nu trebuie să fim invidioși unii pe alții, pentru că n-are nicio legătură. Duhul lui Dumnezeu dă așa cum voiește El. Fiecare se prorocească după măsura de credință pe care a-o Domnul. În casa lui Dumnezeu există diversitate, suntem complementari. Păi când în seara asta au cântat băieții ăștia și surorile și au cântat în felul acesta mie, de ce nu m-am simțit jignit că au cântat sau invidios? Am zis, mărire lui Dumnezeu, când a cântat m-am bucurat împreună cu voi. Am cântat Dumnezeu e tăria mea împreună cu voi, cu fanfara. Și am zis, mărire lui Dumnezeu, tot ce facem, facem de dragul lui Iisus. Și atunci dacă unul a avut o predică bună, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă cineva s-a pocăit la predica cuiva, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă cuiva îi merge bine, slăvit să fie Dumnezeu. Ne bucurăm, aleluia. De ce? Pentru că Dumnezeu îmi dă și mie, Dumnezeu îți dă și ție. Ce este invidie? Invidie. Eu vreau să fiu roșu în obraz, nu galben. Eu nu vreau să am probleme cu hepatita, cu ficatul. Că oamenii care sunt invidioși sunt cam galbi la față. Deci tot au probleme cu ficatul. Eu vreau să trăiesc bine cu Dumnezeu și eu mă bucur, iubiții Domnului. Am spus, orice om care vine la noi în biserică și zidește biserica, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Nu stau eu să caut să spun, dar ce eu când stau, mă, oameni buni, dar eu când stau înaintea lui Dumnezeu, dumneavoastră credeți, mă, vă spun cu sinceritate, ăsta e felul meu de a gândi. Deci mie îmi place să fiu în relații bune cu oamenii și iubesc biserica. Dar dumneavoastră credeți că eu am venit aici pentru ca să-mi dați voi mie notă? Vă spun sincer, credeți că mie îmi pasă de faptul că voi îmi dați notă? Mie îmi pasă de faptul că Dumnezeu din cer mă va răsplăti. Eu n-am venit mii de kilometri ca să mă perie cineva sau să dea în cap. Am venit de dragul lui Iisus Hristos, că El o să-mi pună corona pe cap, nu voi. Mâna omenească nu poate să-mi dea ce-mi dea Domnul. Și eu nu mi-am îngropat viața aceasta socială pentru ca oamenii să-mi spună mie că predic bine sau prost. Mi-am îngropat visul pământesc ca să trăiesc pentru Iisus Hristos. Și atunci oricine face voia Tatălui Ceresc, mă bucur. Că bucuria Domnului e bucuria mea și bucuria mea e bucuria Domnului. Slăviți să fie Iisus! Iubiții Domnului, trădările. În Eclesiastul 7:26 se spune, mai amară ca moartea e femeia care inima este o cursă și un laț. La fel de bine putem să spunem și bărbat.
mai amară ca moartea, trădările. Astăzi discutam cu păstorul dumneavoastră despre un prieten pe care îl am și îi spuneam așa: eu sunt un om loial, eu iubesc ca Iisus, ireversibil și definitiv. Eu nu iubesc cu jumătate de măsură. Nu știu să iubesc până la un punct. Iisus Hristos spune: i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Deci trebuie să fim loiali. Trădările sunt extraordinar de dureroase. Vreau să vă spun următorul lucru. Fiind că am absolvit o facultate de psihologie, cea de-a treia, și fac de foarte multă vreme consiliere creștină, am băgat de seamă că în familiile în care unul dintre parteneri a trădat și a fost infidel, există ceva peste care nu se mai poate trece niciodată. De exemplu, am stat de vorbă cu soții care au fost înșelate, cu soți care au fost înșelați, și știi ce spun oamenii aceia? Frate, zice, dincolo de toate, știu că avem un Dumnezeu care a murit pentru noi, dar zice, nu mă pot opri să mă gândesc că sunt o cârpă care s-a șters pe picioare. Nu mă pot opri, zice, nu mai simt femeie, zice. Eu nu mai simt femeie, nu mai simt iubită, nu mai simt prețuită pentru ce sunt. La gândul că a plecat cu alta sau la gândul că a plecat cu altul, nu mai simt bărbat. E ceva care structural ne afectează, e ceva care aduce o amărăciune extraordinară sufletului nostru. Cum adică prieteni astăzi și mâine dușmani? Cum adică? În casa lui Dumnezeu, prieteni pe vecie. Dacă Dumnezeu ne-a pus să fim împreună, împreună să rămânem, să slăviți să fie Iisus. Noi nu trădăm, noi nu suntem trădători, unul singur trădează. Știți cine ăla? Satana. Dar noi suntem al lui Dumnezeu, noi iubim definitiv și irreversibil. Vreau să vă spun că dacă un om se schimbă și nu mai este față de mine la fel cum a fost, ce trebuie să fac? O zice, dacă s-a schimbat, eu nu mai pot să-l iubesc. Înseamnă că nu te-ai pocăit, prietene. Pentru că atunci când un om nu mai este față de tine cum a fost, mai mult trebuie să-l iubești. Dacă ai doi copii și unul e mai slab și nu știe carte, ce faci? Dai cu șutul? Nu! Îi pui preparator. Stai de el mai mult decât ai stat de celălalt. Așa este ce vă spun eu. De ce? Pentru că noi știm să iubim ca Dumnezeu, nu? Și dacă ai avut un prieten care te-a trădat și care nu ți-a mai răspuns cum trebuia să răspunde, mai mult să-l iubești. De ce? Pentru că iubirea noastră nu e omenească, ea nu depinde de sezon. Mă, e primăvară, am astenie, nu mai iubesc. Nu, deci nu depinde de sezon sau nu e circumstanțială. Noi iubim ca Iisus și Iisus spune: cel slab are nevoie de cel care e puternic. Amin? Ajută-ne, Doamne. N-ați adormit, nu? Bun. Ultimul lucru care vreau să vi-l spun, cu ce se hrănește amărăciunea: sfaturi necerute. O boală foarte mare a bisericii noastre. Sfaturi necerute. Iov 7:11. Mă voi tângui în amărăciunea sufletului meu. Când se va sfârși noaptea? Dar nu Dumnezeu stinsese lumina. Cei trei prieteni au stins-o. Păcătosule, ești păcătos, păcătos, păcătos. Recunoaște că ești păcătos. Nu-s, zicea el. Că eu știu ce am făcut cu viața mea. Cum poți să îndrăznești eu să spui că n-ai păcat? N-am, zice el, dacă n-am. Că doar nu poți să inventezi acum dacă n-am. Cum poți să-ți permiți, mă, să spui așa ceva, mă, păcătosule? Nu-s păcătos. Ba, ești păcătos. S-a stins lumina. Se tânguia noapte. Când se va sfârși? Când o să tacă ăștia, probabil. Bine au făcut la început, au tăcut 7 zile. Și după aceea au vorbit atât de prost că Dumnezeu a zis: ce numai pentru că te-am în vedere pe tine, zice, nu le voi ține în seamă, că alminteri le băgam pe ei noapte. 7 zile au tăcut, atunci au fost cei mai pocăiți. Când au început să vorbească, s-a dus toată pocăința. Sfaturi necerute. Te bagi în seamă. Nu este că te seamă că vorbesc doi oameni. Pac una, două și noi peste ei. Nu ne-a invitat nimeni. Auzi despre o situație în biserică, îți dai și tu cu părerea. Dar cine te-a pus pe tine să-ți dai cu părerea? Păi, frate, cum, cine m-a pus? Dar chiar bună întrebare, cine te-a pus? Dar de ce credeți voi că trebuie să ne dăm noi cu părerea despre toate? Apoi cât de, până la urmă, cât de puternici suntem noi și cât de aproape suntem noi de Dumnezeu când ne dăm cu părerea? Frate, dacă eu aș fost în locul lui, aș fi făcut așa, 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 așa. Dar astea-s vorbe, prieteni, că dacă ajungi în locul lui, să vezi cum gândești, totalmente diferit. Ne dăm cu părerea despre toate lucrurile, sfaturi necerute. Și am să vă spun un lucru, dragii mei, vă rog să fiți atenți la ce vă spun eu acum. Un an de zile am postit și m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea un copil. Noi nu putem să avem copii, eu din punct de vedere medical nu pot să am copii. Și 5 zile pe săptămână am ajuns să postesc să-mi dea Dumnezeu un copil. Părinții mei mi-au închis ușa. Când m-am pocăit, părinții mei cu totul m-au respins. Părinții mei nu mi-au dat nici bani să-mi termin facultatea. Mama mi-a zis: băiete, zice, de azi încolo uiți telefonul familiei noastre, noi nu mai avem fiu. Și am simțit atunci, fiind căsătorit, că un copil ar echilibra puțin sufletul meu. Am zis: eu nu mai am mamă, nu mai am tată, dar un copil parcă ne-ar face mai familie. Și mă rugam lui Dumnezeu și i-am spus: Doamne, știu că nu-i posibil medical să am un copil, dar te rog să-mi dai și mie un copil. Și când mă rugam Domnului, credeam că îl pot înduioșa pe Domnul dacă îi spuneam: dă-mi, Doamne, și mie o glică,
un gând de cel, să-l am și eu în brațe. Și mă rugam Domnului, spun, dă Doamne și mie un copilaș, vedem așa din mâini, ca să vadă Dumnezeu că-s pregătit să-mi pună în brațele să un copil. Dumnezeu, mare îndurare, a dat o fetiță extraordinară, Alina. I-am zis să o cheme Alina ca să ne aline dorul inimii noastre, că părinți nu mai avem. A venit Alina, un copil excepțional, cântam cântări despre Iisus, zâmbea cu toată fața. Când mă rugam, gângurea împreună cu mine. Așa ce puțin eu ca părinte, așa am văzut. Orice părinte își vede copilul într-un mod excepțional și nu-i rău, e foarte bine. Dumnezeu, într-un accident de mașină, ne-a luat-o la 7 luni. S-a dus acasă fetița noastră. Cu o seară înainte să avem accidentul, am văzut o mireasă, îmbrăcată mireasă, într-o livadă frumoasă. A doua zi, Dumnezeu a îngăduit ca fetița aceasta să treacă la el acasă, în veșnicie. În momentul în care stăteam la cimitir, la capelă, era ziua mormântării și trebuia să mă duc spre mormântare. A venit o soră la mine, o soră extraordinară de alminteri, așa, foarte volubilă, și mi-a zis, plină de bucurie, o bucurie atât de nefirească, bucură-te, frate, bucură-te, zice ea, bucură-te. Și am întrebat, de ce să mă bucur, soră? Ce bucură-te că Dumnezeu vrea să ne bucurăm în necazurile noastre. Și am spus, soră, dumneata știi ce sunt copiii? Ce sunt, zice ea? O binecuvântare de la Domnul, am zis eu. Da, o binecuvântare. Cum te-ai simțit dumneata cu o binecuvântare mai puțină în viață? Cum să mă bucur eu ca tată că fata mea s-a dus în cer? Sunt om. Nu mă pot bucura, nu pot înțelege de ce un copil pentru care am postit atâta vreme s-a dus în cer. Sfaturi necerute, te bagi în vorbă, dai cu bâta în baltă. Dumnezeu din cer să ne ajute să vorbim cu minte, să vorbim după ce ne-am rugat, pentru că s-ar putea printr-un sfat din ăsta necerut să frângi inima cuiva odată și omul ăla să aibă amărăciune în sufletul lui. Deci să ne dăm cu părerea într-un mod gratuit și așa facem păcate pentru că ne luptăm în viața noastră cu ispitele noastre, să mai facem și păcate în mod gratuit pentru că ne băgăm în treabă că nu trebuie să ne băgăm în treabă, ne băgăm în seamă că nu trebuie să ne băgăm în seamă. Dar cine m-a pus pe mine să fiu sfătuitorul fratelui meu? Ajută-mă, Doamne, că atunci când mi se cere părerea, atunci să o dau, ca nu cumva să aduc amărăciune. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă spun în această seară că trebuie să mergem să ne vindece Dumnezeu. Amin? Aș vrea să ne gândim și aș vrea în numele Domnului să citim Isaia 5:20, care este cheia vindecării unui om care este bolnav de amărăciune. Biblia spune, dă dulceață în loc de amărăciune. Ascultați ce spune Domnul, dă dulceață în loc de amărăciune. Când mi-e gura uscată și amară dimineață, poate că am venit târziu, obosit, și mi-e gâtul uscat și mi-e gura amară, mă duc repede și dacă am o linguriță de miere de albină, o iau și o mănânc. Biblia spune, ca să vi se trateze amărăciunea sufletului, voi trebui să luați dulceață. Va trebui să luați un fel de dulceață sfântă. O dulceață sfântă. Cum fac eu rost de dulceață sfântă? Eu ce spune Biblia, dragii mei? Psalmul 131:1. Ce dulce e să locuiască frații împreună. Să știți, iubiții Domnului, că orice oaie, cât de slabă a fi, tot e mai bună decât un câine mort. Să țineți lucrul ăsta minte. Orice oaie, cât de slabă a fi, tot e mai bună decât un câine mort. Eu am acasă o familie care mă iubește. Când am fost aici în America la convenție și m-am întors acasă, am spus în fața bisericii, înaintea lui Dumnezeu, mă jur, le-am spus, că o să vă iubesc până la moartea voastră și dincolo în veșnicie. Pentru că atunci când am intrat în biserică, deși eram frân după avion, era o seară de rugăciune, după amiază de rugăciune, miercurea, când am intrat și erau câteva sute de oameni la rugăciune, preț de aproape 15 secunde, am auzit într-o adunare, aleluia, slăvit să fie Domnul, Dumnezeu fie binecuvântat, frate Florin, ce mă bucur că ai venit, aleluia, slavă Domnului, a fost o rumoare generală în biserică, vreo 3 surori au venit și m-au pupat în față acolo. Mie nu-mi spun în biserică fratele păstor, mie îmi spun Florinel. Am câteva măicuțe cu părul alb, ele sunt Florinel, tu ești ca băiatul nostru, tu ești ca fiul meu, îmi spun ele. Ce dulce și plăcut e să locuiască frații împreună. Că aici ni se repară inimile într-o lume rea, ticăloasă și egoistă. Aici venim ca să ne întărim și să ne binecuvântăm unii pe alții. Ce dulce! Vreau, Doamne, dulceața asta sfântă a unei părtășii care să fie înaintea lui Dumnezeu. Nu să stați ca la duel, spate în spate. Noi spunem, Doamne, trimite-ne până la marginea pământului și nu putem să depășim marginea scaunului să privim aproapele nostru. Dumnezeu din cer a lăsat o vindecare pentru inimile cu amărăciune și aceasta este părtășia sfântă. Am întrebat pe fratele Cornel, zic, da, oamenii aceștia care sunt în biroul dumitale au venit la ședință? Nici n-am început predica și m-ai băgat în ședință? Zice, nu frate, noi avem un obicei să ne rugăm împreună. M-am bucurat.
Extraordinar lucrul ăsta. Pentru că asta vindecă sufletul nostru. Oameni buni, așa e că dacă vii în casa lui Dumnezeu și găsești pe cineva pe care îl iubești și care te iubește, părtășia aceasta dulce îți ia din amărăciunea inimii tale. Dar Dumnezeu din cer a lăsat o lucrare pe pământul ăsta. Și lucrarea aceasta se numește biserica. Și nu-i nimic mai frumos ca biserica aceasta. A venit la mine domnul Ciorbea acum câțiva ani de zile și mi-a spus: "Ce, domnul Ianoviș, vă urmăresc de multă vreme și vreau să vă ofer un post în partidul nostru", zice el. Zice, e un post important, dumneavoastră veți fi interfața noastră. Că nu o să lucrați, de avem nevoie de numele dumneavoastră, zice dânsul. Și zice, lăsați-vă, ce nu vă grăbiți. 3 zile puteți să-mi dați răspunsul după 3 zile. Și am spus, domnul Ciorbea, am răspunsul gata, acum vi-l dau. Și el zice, da? Da. Și care e răspunsul? Nu! În veci de veci, nu! De ce? Zic, am 2 motive. Mai întâi de toate, soția mea mi-a spus în felul următor. A zis, îți dau voie, zice, să fii pastor. Că nu ne-am rugat Domnului, ci dar ascultă-mă, zice ea, dacă te prind vreodată că pierzi vremea pe la conferințe, unde vă tot duceți voi, să nu te prind la conferințe. 2, ce nu te duci la mese de dragoste, cu tot felul de mese din astea pastorale ca să pierzi vremea. Și 3, dacă aflu că te-ai băgat în vreun partid și că îți rup picioarele, nu mai vii acasă. Și am zis, domnul Ciorbea, mie mi-e dragă casa mea și vreau să umplu cu picioarele întregi. Și mie mi-e soția mea că dacă eu intru într-un partid, rupe picioarele. Și atunci eu nu vreau să am picioarele mele, nu să umplu. Și zic, în al doilea rând, domnul Ciorbea, vreau să vă spun un lucru. Eu sunt mădular în trupul lui Hristos. Și Dumnezeu spune privind la biserică, tu ești lumina lumii și sarea pământului. Și dacă biserica care este lumina lumii și sarea pământului nu schimbă lumea aceasta, nimeni niciodată nu o schimbă. Pentru că ea are puterea Duhului Sfânt, ea are cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să fac parte din nicio altă lucrare. De aceea, iubiții Domnului, dați-vă cinste unul altuia. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă gândiți că scaunul, banca pe care stați, se plătește în dolari. Nu! Nici mocheta asta nu e plătită în dolari, deși e plătită. Nici aici totul e plătit cu sângele Domnului Iisus Hristos. Noi nu mai suntem mai noștri ca să facem tot ce voim noi. Noi suntem al lui Iisus Hristos. Îmi ești frate în Domnul și am venit să mă vindec. Frate, ajută-mă. Ajută-mă să mă vindec. Ajută-mă să am dulceață. Dă-mi dulceață că e prea mult amar în lumea asta. Am venit să mă vindec. Aici este casa Dumnezeului celui viu. Aici este locașul vindecării. Vindecați-vă unii pe alții, zice Hristos. Vindecați-vă cu un zâmbet, cu o mână, cu un sfat. Vindecați-vă cu o mângâiere. Vindecați-vă unii pe alții, spune Iisus. Mărire Domnului, slăvit să fie Iisus. Iubiții Domnului, Biblia spune în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, versetul 14, glasul tău este dulce și fața ta este plăcută. Cum adică glasul tău este dulce și fața ta este plăcută? Da, pentru că dacă vrem să ne vindecăm unii pe alții, uite ce spune Biblia, fața ta este plăcută, te rog frate să-mi arăți fața, nu spatele. Deci noi ne vindecăm când tu mi-arăți mie fața și glasul tău este dulce. Adică vorbește omule cu mine. A venit o soră la mine, de fapt, a venit o soră la mine după adunare și am zis, soră, zic, ți-a plăcut astăzi la biserică? Da, zice, mi-a plăcut. Eu sunt un om foarte curios. Zic, dar ce ți-a plăcut astăzi la biserică? Și îmi spune sora, mi-a plăcut astăzi la biserică că nu s-a luat nimeni de mine. Mi s-au mâiat picioarele. Și am zis, cum, sora? Da, zice. Dumneata știi că se ia de mine? Păi zic, dar de ce se ia de dumneata? Păi ce te miri, de ce? Ba de una, ba de alta. Zice, odată am venit verde și de ce vii în verde? Altădată am venit negru, în negru și a zis, dar cine ți-a murit de vin negru? Cum o dai, cum o... tot rău este. Și atunci, sora aceea, m-am simțit fericită, bine m-am simțit, că nu s-a luat nimeni de mine. Și am zis, Doamne Iisuse, ce am ajuns? Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, arătați-vă fața unii altora. Oameni buni, cum poate Dumnezeu să vindece dacă noi nu ne știm unii pe alții? Cum poate Dumnezeu să ne vindece dacă noi nu ne arătăm fața unii altora? Voi va trebui să vă întâlniți, va trebui să stați de vorbă, e o biserică mare. Vreau să vă spun un lucru, eu lunea stau cu poporul Domnului, cu vreo 400 de oameni, e, dacă vreți, nucleul bisericii. Stau 3 ore la rugăciune și post și sunt cu ei pe genunchi, îi cunosc pe nume, le cunosc familia, le cunosc copiii, le cunosc greutățile. Ne ducem în fiecare săptămână cu rugăciune unii pentru alții și ne rugăm unii pentru alții și plângem unii pentru alții și îi întreb, cum ți-e băiatul, s-a pocăit soțul tău, a fost vindecat, ți-ai găsit serviciu. Și mărturisim lucrurile acestea. Când mă duc duminica în biserică la ora 9 și spun slăvit să fie Dumnezeu, ăștia 400 de oameni strigă amin! Pentru că le-am auzit glasul și le-am văzut fața în timpul săptămânii.
De aceea sunt aminurile noastre slabe, pentru că noi unii cu alții nu ne vedem fața și nu ne auzim glasul. Ce biserică ciudată e asta în care să nu auzi glasul aproapelui tău și să nu-i vezi fața? Nu-i ciudată biserica asta? Așa a făcut Hristos cu noi. Când a venit Dumnezeu la tine, nu și-a arătat fața. Dumnezeu nu ți-a făcut auzibil glasul Lui. Ce Biblia, Cântarea Cântărilor, dulce este glasul și fața care s-a arătat, nu spatele. Cum a zis un frate odată, că cei doi frați care ne-au trimis bilet să cânte în duel. Nu în duel, în duet era corect. Dar fratele poate că avea dreptate, poate că a prorocit. Nu? Deci eu spate în spate cu pistolul ridicat și ne împușcăm unii pe alții. Nu, fraților, aici este casa lui Dumnezeu. Glasul tău, fața ta, arată-o aproape lui tău ca să fie vindecat. Amin. Am un frate la mine în biserică, îl cheamă Savu. E de la casa de copii, oligofren. Eu l-am crescut. Omul acesta, ori de câte ori intru în biserică, el s-a botezat în biserică. Ori de câte ori intru în biserică, exact când intru pe intrarea pe care o avem noi în laterală, el se ridică și îmi zâmbește, întinde brațele la mine și spune: frate Florin, Domnul să te binecuvânteze. Ori de câte ori intru în biserică, spun: Savule, tu ești omul de care s-a folosit Dumnezeu cel mai mult ca eu să am o slujbă bună în biserică. Pentru că atunci când el se ridică, Savu, are 42 IQ-ul, dar suficient de bun ca să se ridice, să-și deschide brațele. Tu ai 90, prieteni, IQ-ul, dar suficient de slab ca să-ți dați mâinile în jos și să nu poți rosti o binecuvântare. Degeaba ai IQ de 90 dacă ai o inimă sub IQ-ul sau. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Poți spune amin? Iubiții Domnului, închei spunându-vă următorul lucru. Proverbe 27:9. Cum înveselește un de lemnul și tămâia sufletul, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Ce ești tu, prieten? Domnul Iisus Hristos a uitat la ucenici care erau speriați într-o lume atât de ciudată. Toți le erau împotrivă. Nu își mai găseau locul. S-au speriat și au zis: dacă tu pleci, cui ne lași? Și Iisus Hristos se uită la el și le spune: eu nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. Eu vă numesc prieteni, fiindcă v-am spus totul. Nimic n-am ascuns de voi. Ce ești tu, Avrame? Prietenul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a putut să țină ascuns de mine planul lui. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. Aveți vreun prieten? Cât dintre voi aveți un prieten? Mâna sus. Aha, bun. Le-ați spus totul? Încă o dată, cât dintre voi aveți prieteni? După Biblie. Test simplu. Failed, nu? We failed. De ce? Pentru că noi prieteniile le avem așa. Tu la mine la masă duminica asta și eu la tine la masă duminica viitoare. Prieten! Dar nu-i prietenie, domnule. Asta înseamnă că suntem împărțitori de ciorbe. Serios, dacă nu? Deci asta nu-i prietenie. Prietenie să spun totul. Uite, frate, eu am niște lupte grozave. Aici sunt slab și am căzut și spăcătos. Te-ai putea ruga pentru mine? Eu nu mă mai împac bine cu soția. Nu știu, de la o vreme o văd rău. Roagă-te pentru mine, spuneți cuiva, aveți un prieten în Domnul, dați inima și spuneți: uite, eu vă spun tot. Hristos a uitat la ucenicii lui și a spus: v-am spus totul, nu v-am mai ascuns nimic, v-am dat inima mea vouă în mână. Unde sunt prieteniile acestea? Îi spuneam astăzi sfatului Cornel, am un prieten și spuneam: sunt loial și iubesc cu lucrurile lui, așa ciudat cum este el, dar iubesc, că mi-a zis Dumnezeu să-l iubesc. Biblia spune că dulci sunt sfaturile pline de înțelepciune al unui prieten și sfaturile pline de înțelepciune nu pot fi decât sfaturile biblice. Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu dă înțelepciunea. Și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog să nu vă dați cu părerea voi. Niciodată când am un prieten și am prieteni, când stau de vorbă cu ei, nu-mi dau cu părerea ce mi se pare mie. Mă uit în Biblie și mă străduiesc să aduc un cuvânt potrivit pentru situația lui, pentru că nu mă încred în mine și în sfaturile mele, mă încred în Dumnezeu și în cuvântul lui. Pentru că eu pot să spun multe lucruri care mi se par de bun simț și sunt ca oștea în gard. Pentru că numai cuvântul Domnului este viu și lucrător și încercat mărire lui Dumnezeu. Iar lui e singurul cuvânt valabil. Biblia spune și lucrul ăsta, dragii mei, aș vrea să-l experimentăm. Zice în felul următor, iar spune cuvântul Domnului în Proverbe 13:19. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului. Asta am încheiat în această seară. Cum adică împlinirea unei dorințe? Păi, mă, oameni buni, cine o fi inventat bilețelele? Aia e ziua care a nenorocit Biserica Pentecostală, ziua în care am inventat bilețele. Păi bilețelele sunt teancuri și ne rugăm pentru niște persoane pe care nici nu le cunoaștem.
Deci este o zi de eșec, părerea mea. În afară de situații speciale, că nu poate ajunge cineva la biserică sau intră în spital, dar bilețelele acestea, ne rugăm grăbiți și spunem: Doamne, binecuvântează și bilețelele acestea. Câți dintre voi, când ați venit la biserică, v-ați dat un carnețel și a spus, Duhule Sfânt, în seara asta ai zis să ne rugăm pentru sora Lidia. O iau acasă pe sora Lidia, o scriu pe carnețel ca să nu uit și mă duc acasă și mă rog pentru sora Lidia. Nu un bilețel care rămâne la anvon și ne rugăm la paușal. La angro, ne rugăm la angro cu toții. Biblia spune, împlinirea unei dorințe este scumpă, este dulce. Păi eu nu știu ce-ți dorești tu, prietene. Eu habar n-am ce e în viața ta. Nici nu știu ce dorință ai tu. Nu știu, de ce nu știu? Pentru că n-am întrebat. De ce n-am întrebat? Că nu mă interesează. De ce nu mă interesează? Pentru că sunt egoist. Și atunci de ce să, cum să tratăm lucrul ăsta? Am prieteni, am oameni cu care mă rog. Și eu le spun în felul următor: sunt un pastor ocupat. Nu aveți dreptul decât la o singură dorință. Vă concentrați bine și mi-o spuneți și mă rog pentru voi. Și stau înaintea Domnului cu acea dorință pe care o au oamenii. Și când mă întorc la biserică și văd că Dumnezeu a lucrat, și ce spun oamenii? Frate, mă simt înviorat, mă simt ridicat, Dumnezeu a răspuns. Ascultați-vă unii pe alții, ce-ți dorește inima? Când Hristos a venit la tine, a zis: ce vrei să-ți fac? Asta e întrebarea, ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea, zice orbul. Doamne, să-mi vindeci lepra, a zis leprosul. Ce vrei să-ți fac? Când noi stăm de vorbă unii cu alții, întrebați-mă: măi, frate Ambrosie, ce cauți dumneata aici? Am venit la o nuntă. Te bucur că mă vezi? Da, zice el, și eu pe dumneata. Amin. Întrebați-vă, stați de vorbă. O dorință care trebuie să fie specifică. Pentru că dacă ne rugăm așa la modul general, eu mă rog la modul general, dar ce înseamnă rugăciune la modul general? Ca și cum ați trage 10 săgeți în sus, când cad ele, văd ele. La săgeata se pune în arș, se trage la țintă, oameni buni. La țintă, așa spune cuvântul Dumnezeu. Amin, Dumnezeu să ne ajute. Iubiții Domnului, în Exodul 15:23, Biblia spune că poporul Domnului a ajuns la niște ape. Că apele acelea au fost amare, de aceea s-a și dat denumirea de apele de la Mara. Au avut oamenii să ia să bea. Și când au vrut să bea, amar, au scuipat apa. Și atunci au întrebat pe Domnul: ce să facem? Și Dumnezeu i-a spus prorocului: ce ai împrejur? S-a uitat el, ce ia lemnul ăla? L-a luat. Și acum ce fac cu el? Un lemn. Cum poate fi un lemn soluție la problemele pe care... Ce, aruncă-l în apă. L-a pus în apă. Ce, bea acum. Și-au băut. Dulce. Apă dulce. Așa spune Biblia, că s-a făcut dulce. Eu nu știu dacă în seara asta vei găsi un prieten. Nu știu dacă vei primi un sfat plin de înțelepciune a unui prieten. Nu știu dacă vei găsi o părtășie aici în biserică. Dar spun un singur lucru. Peste apa amară a inimii există un lemn de la Golgota care poate fi pus în această seară. Hristos, Domnul, e singurul care nu te abandonează. Hristoase, poate lemnul crucii tale să îmi facă viața dulce, pentru că sunt atât de amărât. Poate, zice Hristos, și sunt gata, zice El, să lucrez pentru tine. Ascultați o poezie a unui om. E o strofă pe care am pregătit-o în seara asta pentru voi. Zice: mi-e frică, Doamne, că am ajuns de mult la mijloc și nu știu ce-s, întrebare sau răspuns. Sunt mort sau încă mai sunt viu? Ce-s eu? Ce sunt eu, Florin Ianoviș, când oamenii privesc la mine? Sunt o întrebare sau sunt un răspuns? Pocăit, Ianoviș, pocăit. Mă, dar ce pocăit ești tu, mă? Semnul întrebării. Uite cum sunt faptele tale. Ce-s eu, Doamne, o întrebare? Nu, eu trebuie să fiu un răspuns. Ca oamenii privind la Ianoviș să-L vadă pe Iisus Hristos și să-L laude. Vreau să am o mărturie bună de dragul celor care stă afară. Și pentru asta Dumnezeu trebuie să-mi vindece mie mărăciune. Dacă n-am în seara asta decât lemnul crucii lui Hristos, așa să fie. Hristoase Iisuse, vindecă-ne Tu. Știți ce aș vrea în această seară? Biblia spune așa: dacă doi se îndoiesc să ceară lucru oarecare și cel cu credință, fără să se îndoiască, le va fi dat. Oameni buni, să practicăm ce spune Biblia, de aia suntem slabi. Suntem slabi pentru că predica ne intră pe ureche, ne iese pe alta și nu o împlinim. În seara aceasta m-am gândit să vă spun următorul lucru. Aș vrea ca, cum sunteți acolo, doi oameni să vă uniți, să vă întoarceți cu fața unii spre alții și să spuneți: eu sunt Maria, eu sunt, nu știu, Lucia. Ce problemă ai dumneata, soră? Una, asta. Ne rugăm pentru problema ta.
Și apoi te rogi pentru problema sorei respective. Să plecăm în această seară acasă spunând: Doamne, am văzut fața cuiva, i-am auzit glasul, s-a rugat pentru mine într-un mod concret și pot să spun că dulce este ca frații să locuiască împreună. Căutați-vă unii pe alții ca să fiți biserică, nu adunare. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți biserică, nu adunare. Arătați-vă fața unii altora peste săptămână ca să fiți biserică, nu adunare. Și dacă nu poți, și dacă nu găsești pe nimeni, și dacă toți îți închid ușa, e un lemn al crucii, un lemn al disprețului pe care a stat osânditul, pentru că eu astăzi să fiu eliberat. Oricine se atinge de lemnul crucii lui Hristos va căpăta o inimă bună. Când nu mai știu încotro să mă duc și toți oamenii sunt ca nisipurile mișcătoare, mă duc și mă rează-mi cu tâmpla de piciorul crucii lui Hristos, că nimeni niciodată nu o să ia crucea. Oricine a încercat să ia crucea lui Hristos, n-au putut. Pentru că Hristos este viu în vecii vecilor. Și acolo la Golgota știu că cineva m-a iubit. Sunt momente în viață că nu sunt sigur că sunt iubit. Nu știu sigur dacă sunt iubit, poate că am dezamăgit. Dar când nu mai știu încotro să o iau, mă duc acolo și în credința inimii mele eu în brațe piciorul crucii și îți strâng și spun: Hristoase, ai murit pentru mine. Și fiindcă ai murit pentru mine, înseamnă că nu sunt cine cred eu că sunt. Înseamnă că sunt ceva diferit, că mă văd cu niște ochi răi. Dă-mi în seara aceasta ochi buni să mă văd. Spală, Doamne, în sângele Tău ochii mei și mâinile mele și gândul meu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Un om al lui Dumnezeu, un poet creștin, moldovan, în închisoare a scris o cântare. M-a zguduit faptul că a scris această cântare. Fiind în închisoare, m-am gândit că probabil cel mai mult și-ar fi dorit să-și vadă copiii și soția. Nu. M-am gândit că probabil și-ar fi dorit să fie îmbrăcat, că era frig. Nu. M-am dorit că și-ar fi putut dori o mâncare mai bună. Nu. S-a uitat la zăbrele și m-am gândit poate că ar dori să fie liber. Nu. El a zis: aici în închisoare, cu zebrele, în frig, în foamete, fără familie, Doamne, îmi doresc un singur lucru, că mă văd sărac. Și știi ce a spus acest poet creștin? O crește-mi iubirea, Iisuse iubit. Pentru că ăsta e răspunsul pe care trebuie să-l dau vieții mele. Lipsa iubirii ne nenorocește viața. Lipsa iubirii transformă biserica în altceva, numai în ceea ce vrea Domnul nu este. Și spune în această seară: falimentarului de mine, ruinatului să-i dai iubire, să o torn prin Duhul Tău cel Sfânt. Crește-mi iubirea, Iisuse iubit. Să am ochi pentru aproapele meu. Mâinile mele nu sunt făcute să stea în buzunar. Mâinile mele sunt făcute ca să ce? Să se ridice, să laude pe Domnul, să strângă pe cineva, să lucreze pentru cineva. Picioarele mele nu sunt făcute doar să stea în fotoliu, că sunt înflate, ci să meargă pentru Iisus. Încalță-mă, Doamne, cu râvna Evangheliei păci. Eu mi-aleg pantofii, dar Tu încalță-mă cu râvnă. Mărit să fie Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Să spunem în această seară: crește-mi iubirea, Doamne, că asta este soluția problemelor mele. Sărac de iubire, văduvit de dragoste. Ce sunt eu, Doamne? Chimval zângănitor și aramă sunătoare? Facă Dumnezeu în această seară un cor cu toți. Facă Dumnezeu în această seară aici o harfă. Facă Dumnezeu în această seară că aici să fie o mireasmă a iubirii lui Iisus. Mărire Domnului. Vreau să cântăm această cântare, numele lui Iisus Hristos, cânt-o! O, crește-mi iubirea, Doamne, că sunt slab și mic și neputincios. Crește-mi iubirea, Doamne, că nu știu să iubesc, de azi sunt gol și pe dinăuntru și pe din afară. Doamne, crește-mi iubirea, că nu știu să văd cum vezi Tu. Și apoi aș vrea numele Domnului Iisus. Câți dintre voi vreți să vedeți un înger? Mâna sus. La modul sincer. Un înger. Vreți să vedeți un înger? Hai, măi, oameni buni, de ce nu ridicați mâna? Nu înțeleg. Nu vreți să vedeți un înger? Vă e frică? Vreți să vedeți un înger? Ia întorceți-vă la cel din dreapta sau la cel din stânga. Să vedeți și voi un înger pe ziua de azi. Tot vă uitați în sus după îngeri și nu vă mai uitați în jos după îngerii Domnului. Hristos în noi, nădejdea slavei, spune Biblia. Și dacă Hristos e în mine, înseamnă că sunt mai mult decât îngerii. Spune că voi v-am supus toate lucrurile, sunteți mai presus de îngeri. Nu-i frumos lucrul ăsta? Extraordinar. Și apoi, dacă tot ai salutat un înger, după ce cântăm această cântare, te întorci spre el. Zici: frate, dă-mi mâinile. Eu în seara asta vreau să mă rog pentru ceva din viața ta. Și veți pleca de aici altfel, mult mai puternici, mult mai zidiți. Veți spune: m-am dus și am găsit dulceață. Astăzi Dumnezeu ne-a dat dulceață.